Bună seara, doamnelor și domnilor! O nouă ediție Fără Prejudecăți începe chiar acum la TVR. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Este a doua ediție din sezonul cu numărul 4. Vreau să vă spun că începând de ieri emitem și în regim de podcast. Așadar, aceia dintre dumneavoastră care nu se află în fața televizorului, sunt la volan sau, de ce nu, la cumpărături la serviciu, puteți asculta varianta audio a emisiunii noastre. Este foarte simplu, puteți descărca aplicația Mixcloud pe telefon sau intrând de pe un calculator pe platforma Mixcloud, veți găsi emisiunea noastră Fără Prejudecăți. În același timp, ea reprezintă și o accesibilizare pentru persoanele cu deficiențe vizuale. Vreau să vă spun că în acest moment suntem live și pe Facebook. Vom vorbi în ediția de astăzi a emisiunii noastre despre rezultatele sportivilor paralimpici care se află la campionatele paralimpice europene de la Genova din Italia, dar și un subiect foarte interesant, consilierea persoanelor cu dizabilități sau a părinților aparținătorilor acestora. Ei bine, doamnelor și domnilor, adesea am spus la Fără Prejudecăți că atunci când într-o familie se ivește un copil sau o persoană cu nevoi speciale, toată atenția se concentrează acolo, începe un adevărat proces de terapie care vizează terapeutul și acea persoană. Însă, adesea familiile nu se concentrează pe lucruri care țin de situația lor emoțională, de conflictele care pot să apară în relație. Despre toate astea discutăm chiar acum cu invitata mea, Carmen Dominica Cotet, psihoterapeut. Bine ai venit, Carmen! Îți mulțumesc că ești alături de noi! Exact cum le spuneam telespectatorilor noștri, apare o relație terapeut-persoană cu dizabilități în scopul învățării de deprinderi sau, nu știu, scăderii unor comportamente care, vezi, Doamne, așa, de către societate sunt considerate indezirabile. Ce fac însă părinți care n-au apucat să proceseze un diagnostic, care n-au reușit să integreze până la urmă, pentru că vorbim de o traumă, nu? Cred că este important ca părinții sau aparținătorii persoanelor cu dizabilități să aibă în vedere și faptul că pentru a putea ajuta pe celălalt este nevoie să fim noi într-o stare optimă. Asta înseamnă că s-ar putea să pună nevoile sau problemele celor din familie care se confruntă cu dizabilitatea pe primul loc și nevoile lor pe locul 2. Sau chiar adesea uitând de propriile lor nevoi. Ăsta este de fapt și discursul pe care l-am auzit adesea de la astfel de persoane și de bună seamă că sunt extrem de bine intenționate. Nu am vreme acum să mă ocup de mine, trebuie să trag de acest copil sau trebuie să fac tot ce-mi stă în putință pentru ca el să fie mai bine. Nu mă pot ocupa acum de mine. Înțeleg că nu e în regulă să facem asta. Sigur că e în regulă să ne centrăm toată atenția pe cei de care ne ocupăm, cei care au nevoie de cea mai multă atenție, dar în momentul în care situația este dificilă, s-ar putea să mă confrunt eu însă cu o problemă de sănătate mentală, care îmi va îngreuna procesul de a-l ajuta pe cel care mi-este drag și care are problema inițială. În momentul în care, să spunem, din fericire, o persoană care este în cercul apropiat celei cu dizabilități ajunge la psiholog, reușește nu să treacă, nu să uite, nu cred că asta e ideea, să uite pur și simplu că copilul sau partenerul sau partenera de viață și așa mai departe are o dizabilitate, ci să, nu știu, să integreze această situație. Cred că, da, despre asta e vorba. Cred că ca și cu orice altă problemă cu care ne-am confrunta, cum ai spus tu, pentru unii dintre noi, a avea un copil cu dizabilitate poate să fie o traumă. Nevoia mea ca și părinte sau aparținător este de a integra această poveste în povestea mea de viață generală. Și atunci, chiar dacă mă confrunt cu o situație, nu știu, negativă sau neplăcută, este important să discut cu cineva lucrurile astea. Dacă să pot să mă descarc? Să pot să mă descarc oarecum și să pot să integrez, vorba ta, în povestea mea de viață tot ce se întâmplă. Asta poate presupune consiliere, poate presupune psihoterapie, poate că uneori nu e nevoie de psihoterapie, ci doar de o discuție sau câteva discuții cu cineva apropiat sau cu un consilier, un psiholog. Revenim imediat la această discuție interesantă. Vă spun acum, doamnelor, domnilor, că paralimpicii care au plecat la Genova la Jocurile Paralimpice Europene de tineret au plecat cu planuri foarte mari. Țara noastră este reprezentată acolo de 12 sportivi care au un singur gând, cucerirea cât mai multor medalii. La română,
Florin și Ciobi sunt elevi în clasa 12-a la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca. În paralel, se pregătesc pentru Jocurile Paralimpice Europene de Tineret, competiție care va debuta pe 9 octombrie. Ciobi va participa la probele de 100 de metri, 200 de metri și săritura în lungime, iar planurile lui sunt mari. Sportul mi-a oferit o șansă de sănătate și așa, nu știu, mă simt mai bine, mai sănătos dacă fac, nu cât să stau la calculator sau altceva chestii de genul. În schimb, Florin va fi prezent în concursurile de aruncare a discului și greutății. De asemenea, după examenul de bacalaureat, se gândește să urmeze cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport. Nu văd nicio diferență dintre cei paralimpici care sunt considerați a fiind cu probleme și cei normali. Nu este nicio diferență, după părerea mea. Fiecare dintre noi putem să ne atingem un scop, dacă ne-l propunem. Cei doi se pregătesc zilnic, cot la cot cu atleți care au participat la campionate mondiale și europene la diverse categorii de vârstă. Antrenorul Adrian Tămaș se declară mulțumit de randamentul lor. Ei lucrează bine și în funcție de programul lor școlar, încercăm să integrăm și cu ceilalți copii de la liceul sportiv, de la liceul cu program sportiv, cum am mai făcut de-a lungul anilor și cu ceilalți colegi de-a lor. Integrându-i, atunci au și o motivație în plus, se creează emulație, spiritul de întrecere, chiar au devenit prieteni între ei și chiar această problemă medicală care o au ei încercăm să o diminuăm și chiar să o facem să nu mai existe aici pe terenul de sport. Jocurile Paralimpice Europene de Tineret încep pe 9 octombrie și se vor desfășura la Genova, în Italia. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, vreau să vă spun că vocea pe care ați auzit-o pe acest material aparține Andrei Noghia, este o noua noastră colegă, s-a alăturat echipei Fără Prejudecăți, este voice-over-ul emisiunii. Săptămâna viitoare, într-o nouă ediție, veți afla povestea extraordinară. Între timp, colegii de la știri mi-au transmis și primele rezultate care vin de la Genova. Vreau să vă spun că Nagy Ciobo a luat bronz la proba de 100 de metri, în timp ce Florin Crăciun a cucerit un argint la suliță. Ioana Țepelea a fost medaliată cu argint la tenis de masă, iar mâine va concura la proba de dublu. Vom avea în această ediție reportaje și despre aceste ramuri sportive și despre golf. Vom vorbi imediat. Acum întorc la invitata mea, Carmen Domnica Coteț. Vorbeam despre cât de important este acest demers de consiliere și se mai întâmplă un lucru despre care vreau să te întreb. Am văzut mulți părinți de copii cu dizabilități care aleg între două variante. Aș spune, din punctul meu de vedere, cred ambele nepotrivite. Ori galopează foarte mult și trag acest copil cu dizabilități pentru că în spate se află o puternică comparație cu alți copii fără dizabilități și atunci fac un fel de supra-solicitare sau îl frânează pentru că spun el e un copil cu probleme, nu poate mai mult și atunci acest copil nu are șansa să atingă zona și potențialul lui de dezvoltare. Sigur că o cale de mijloc ar fi cea mai potrivită. Cum pot ei să ajungă aici? Cred că, așa cum spuneam mai devreme, e important întâi să știe să își rezolve propriile probleme, ca să poată să-i ajute pe cei din jurul lor. Și ce cumva, stă în spatele acestei atitudini de galop? Cred că în spatele atitudinii acesteia s-ar putea să stea nevoia părintelui sau a aparținătorului de performanță, de exemplu. Sau în situația cealaltă despre care vorbeai, s-ar putea să fie nevoia lui de a proteja sau nevoia de a fi cel care face managementul situației. Și foarte important, să se poată centra pe nevoile copilului și să vadă exact care e potențialul lui de dezvoltare și să se axeze pe acesta. Mulți întreabă, bun, pot să citesc chestia asta într-o carte, pot să intru în diverse grupuri, nu știu, pe internet, nu e suficient dacă vorbesc cu alți părinți? De ce să mă duc la psiholog? Pentru că la psiholog merg cei care sunt nebuni, nu? Asta e percepția, din păcate. Sau, nu știu, mai e percepția asta în România? Cred că parțial mai e. Nu cred că mai e la fel de mult. Cred că pe an ce trece lucrurile se schimbă. Sigur că poate să fie și problema asta de stigmă cu care se confruntă părinții sau aparținătorii, care și asta poate fi discutată cu un psiholog. Pe de altă parte, sunt sigură că grupurile de părinți și persoane din cercul persoanelor cu dizabilități pot să aibă să aducă un input important. Cu siguranță ei înțeleg cel mai bine cu ce se confruntă persoana în cauză. Dar un psiholog este, pe de altă parte, imparțial. S-ar putea să vadă lucruri pe care aceștia nu le văd, fiind foarte prinși în problemă. Cum funcționează o astfel de terapie? Vin părinții, cum e mai bine? Sau nu știu, e vreo rețetă? Vin părinții separat? Vin împreună, ca și familie? Cum putem lucra?
Nu cred că este o rețetă anume. Cred că se poate veni și separat, și toată familia. De multe ori, în demersurile de consiliere pentru copii, tipici, este implicată toată familia. Pentru că după aia, acasă când ajung sau în familie sau unde merg ei, pot să implementeze toate lucrurile discutate acolo. Cred că la fel de bine s-ar putea face lucrul ăsta și în varianta unui copil cu dizabilități. Revenim imediat la discuție. Vreau să vă spun, doamnelor, domnilor, că sportul formează caractere unind oameni sub un țel comun. La Cluj-Napoca, elevii liceului special pentru deficienți de vedere oferă cel mai bun exemplu în acest sens. Practică un sport special adaptat numit goalball și muncesc asidu în fiecare zi la antrenamente. Au și un motiv serios pentru că ei chiar în aceste zile reprezintă România, cum vă spuneam puțin mai devreme, la Jocurile Paralimpice Europene de tineret. Priviți! Liceul special pentru deficienți de vedere din Cluj-Napoca are o tradiție bogată în sport. Performanțe remarcabile au fost înregistrate la judo, iar mai nou golbalul începe să câștige teren. Această disciplină constă în aruncarea unei mingi cu clopoței dintr-o parte în alta a terenului, în încercarea de a înscrie un gol. 6 elevi clujeni s-au specializat deja în golbal, din moment ce au câștigat Cupa României în luna mai. Acum se pregătesc de Jocurile Paralimpice Europene de tineret și au un as în mânecă. Suntem uniți, ne cunoaștem din școală și în afara terenului sau în afara echipei, suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine unii cu ceilalți și probabil că și de aici decurge un joc destul de bun. Golbalul nu are însă o istorie îndelungată în țara noastră. Sportul a fost inventat după al doilea război mondial de către austriacul Hans Lorenzen. Acesta a vrut să-i integreze în spiritul competiției pe soldații care și-au pierdut vederea pe front. Sportul, de exemplu, mă face să simt că pot și eu să fac ceva. De exemplu, să joc basket, nu pot. Și când eram, nu știu, mai mic și nu puteam să dau coș, mă contrarea un pic acest lucru și înseamnă un mod a comunica cu jucătorii, cu prietenii. Deci te-a ajutat mult acest sport. Da. Și în dezvoltare, chiar dezvoltarea personală. Călin Crăciun, profesorul copiilor, lucrează de peste 12 ani cu nevăzători. El le este tinerilor pe rând mamă, tată, diriginte și antrenor. Își încurajează permanent elevii, dar nu omite să-i critique atunci când greșesc pe teren. Învățați să faceți un jol uman. Vine mingea în fața ta și îți vine sărită. Aruncă-te în fața ei, aruncă-te sus. Oprește-o cu pieptul, te arunci în sus, în fața ei. Rest, super joc. Excelent. Dacă jucăm așa, excepțional. E o muncă frumoasă. Trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă și după atâția ani cu ei suntem ca o mare familie. Mare, mare familie. Toți împreună muncim, tragem de noi, glumim. Plângem împreună după eșecuri. Da, îmi dă foarte mare satisfacție. Copiii nu au vise prea mari și ar dori să participe la Paralimpiada de la Tokyo, dar sunt realiști și spun că în țara noastră nu există condițiile din străinătate pentru sportivii cu dizabilități. În paralel, se pregătesc pentru admiterea la facultate, fiind pasionați de istorie, filozofie și kinetoterapie. Sunt niște copii buni, muncitori. Mai sunt zile, acum toată lumea are zile în care ar vrea să mai tragă un pic pe dreapta, dar tragem de noi. Tragem de noi și mai ales acum că băieții reprezintă România, e un plus pentru ei și sunt muncitori. E o senzație unică atunci când reușești un loc 1 sau chiar și un loc 2 sau 3, dar în principiu locul 1 îl preferăm. Hai, România! Informații au venit, doamnelor, domnilor, de la Genova și despre goalball. Băieții au debutat deja în competiție. Clujenii profesorului Crăciun au fost învinși de către Suedia cu scorul de 6-2. Apoi tinerii au făcut un meci foarte bun în fața Germaniei, care de altfel este și favorita turneului. Valoarea nemților însă și-a spus cuvântul, dar românii nu se descurajează și vor să impresioneze în viitoarele confruntări. Mă întorc la invitata mea, Carmen Domnica Coteț.
Vorbeai puțin mai devreme de cât de important este ca părintele să aibă acces la suport din partea unor persoane care se află într-o situație similară, acces la servicii de specialitate, care, apropo de asta, o mică paranteză, în alte țări sunt decontate, în România nu. Foarte multe organizații s-au luptat pentru acest lucru. Asta este de altfel, Carmen, și diferența pe care noi am spus-o adesea la Fără Prejudecăți. Dizabilitatea este condiția în sine, handicapul adesea îl dă incompetența unor autorități care lasă familia ca fiind unic gestionar al acestei situații. Vreau să te întreb acum. Adesea se consideră că dizabilitatea e dizabilitate și că de ea trebuie să ne ocupăm. Ce facem cu depresii, cu anxietăți care pot să apară la aparținători sau chiar la persoanele cu nevoi speciale și pe care nimeni nu le abordează sau sunt lăsate așa mai într-un cont de umbră, ca și cum prezența dizabilității le-ar anula? Cred că uităm într-adevăr deseori că tinerii, copiii, adolescenții vor fi adolescenți. Întotdeauna se vor confrunta cu probleme specifice vârstei. Dincolo de dizabilitatea fizică sau mentală pe care aceștia o pot avea, ei se confruntă cu aceleași probleme de integrare în mediul social. Bineînțeles că pot să se confrunte cu depresie sau diverse tipuri de anxietate. Știu că în cadrul Catedrei de Psihologie, și te rog să ne spui dacă mai e valabil, persoane care sunt într-o situație de depresie sau de anxietate pot apela la clinica din cadrul Catedrei? Iată, e o informație care poate ajuta pe cineva aflat în această situație. Ce trebuie să facă? Sunt, din câte știu eu, cel puțin două unități care oferă servicii pentru comunitate. Este un număr de telefon la care poți să suni la Clinica Universitară de Psihologie, care ține de Departamentul de Psihologie Clinică, și mai este un centru expert care oferă consiliere, care aparține, cred, de Catedra de Psihologie. Le putem găsi servicii... și pe site-urile facultății. Se pot găsi pe site-ul facultății, a Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie. Iată, știi cumva dacă e vorba despre o consiliere, o psihoterapie oferită gratuit sau cei care se înscriu în acest proiect vor trebui să plătească anumite taxe? Pentru majoritatea este o taxă, dar cu siguranță sunt și cazuri care pot fi primite pro bono. Universitatea oferă și servicii pro bono, deci ar fi bine să se intereseze cine dorește și cu siguranță se va găsi o soluție. Iată, o veste foarte bună, există și servicii, cum spuneam puțin mai devreme, din păcate ele nu sunt decontate, așa cum se întâmplă în alte țări. Eu mi-aduc aminte că am discutat chiar în platoul emisiunii Fără Prejudecăți situația părinților care au copii cu autism, care au solicitat în mod repetat aceste lucruri. A fost și o lege care este în vigoare de câțiva ani, din păcate lipsesc normele de aplicare. Exact cum spuneai, pe măsură ce înaintăm în vârstă, la vârsta adolescenței apar și în cazul persoanelor cu nevoi speciale anumite probleme specifice adolescenței. Pot fi și acestea abordate într-o relație de consiliere, de psihoterapie? Sigur că da, orice problemă care vrea să fie discutată poate fi abordată. Mă gândesc, de exemplu, și la probleme de sexualitate care pot să apară la această vârstă. Cu siguranță părinților le este greu să discute cu copiilor adolescenți despre subiectul sexualității, chiar și atunci când se confruntă cu aceleași tipuri de probleme. Însă un copil cu dizabilitate s-ar putea să se confrunte cu anumite probleme în care părintele nici nu știe cum să-l ajute sau să-l îndrume. Și să nu uităm că dizabilitatea și sexualitatea nu sunt ca apa și uleiul. Am mai spus asta. Nu se exclud reciproc. Sunt, nu știu, programe care pot fi implementate specifice în zona sexualității, de exemplu, nu știu, adolescenței, protocoluri de nu știu din minte acum să fie. Cu siguranță se pot adapta protocolele internaționale. Iată, vești foarte bune, vești încurajatoare în acest domeniu. Rămâne să trecem de stigmă, cum spuneai puțin mai devreme, și să ne adresăm, mai ales că în Cluj-Napoca există servicii, din păcate, în orașe mai mici, din câte știu, sau chiar în zone rurale, lucrurile nu stau chiar atât de bine. Categoriile cele mai vulnerabile adesea rămân fără resurse în astfel de locuri și asta nu e deloc bine. Dar în marile orașe mă gândesc că orice cabinet psihologic teoretic nu poate să facă o discriminare pe baza dizabilității și astfel de probleme pot fi adresate acolo. Mă întorc la sportivii paralimpici, doamnelor, domnilor, pentru că, așa cum vă spuneam, avem vești și de la tenisul de masă. Sunt tineri și se pregătesc asidiu și impresionează prin determinare. În ciuda dificultăților vieții, se bat pentru medalii cu adversarii din toată lumea. Vorbim despre sportivii români care vor să domine, cum spuneam, și tenisul de masă la Jocurile Paralimpice.
Sabita are 21 de ani și este una dintre speranțele României la Jocurile Paralimpice Europene de tineret. Competiția se va desfășura la Genova, iar tânăra trage tare la antrenamente. Se pregătește aproape în fiecare zi și impresionează prin motivație. Dincolo de sport, Tabita a absolvit Facultatea de Asistență Socială și a avut o motivație clară pentru care și-a urmat această vocație. Așa credeam că asta trebuie să fac. Îmi place să ajut oamenii și să fac bine. Am jucat prima dată acum 10 ani, dar m-am lăsat după un an și acum am revenit din nou. Deși nu are încă un an de competiții internaționale, Tabita promite mult. A făcut un turneu bun în Cehia, iar antrenoarea sa are încredere că va putea obține rezultate remarcabile. Mergem bine cu pregătirea, sperăm la cât o mai bună prezentare la acest concurs, adică undeva în primii 8 să fim clasați. Suntem încrezători și muncim zi de zi ca să ne realizăm visul. De altfel, România va participa la Jocurile Paralimpice Europene de tineret cu numai puțin de 13 sportivi. Ei vor fi angrenați în competiții de judo, atletism sau golbal, un joc nou conceput special pentru nevăzători. Sunt toți pregătiți, au făcut mult antrenament pentru acest eveniment și pentru ei, în general, este la... În afară de Ioana Țepălie, care a fost în mai multă competiție, este cea mai mare competiție care ei va participa. Jocurile Paralimpice Europene de tineret se vor desfășura în perioada 9-15 octombrie în Italia. Ioana Țepelea, de care pomenea și Sally Woodlamont, medaliată cu argint, le dorim mult, mult succes sportivilor în continuare. Aceste jocuri europene vor fi, se vor desfășura până în data de 15, așadar mai sunt zile de competiții. Carmen, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ai fost alături de noi. Așadar, doamnelor, domnilor, atunci când apare o situație legată de dizabilitate, e important să nu uităm, cum ne-a spus și specialista noastră de astăzi, despre consiliere, despre ventilare, despre descălcarea acestor probleme care sunt cumva colaterale familiei. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Și eu mulțumesc. Doamnelor, domnilor, acum jurnal special, știri din zona dizabilității prezentate de colegul meu Mihai Arsenie, după care vă invit la un interviu cu doamna Mastocitoză. Cine este doamna Mastocitoză? Veți afla la Fără Prejudecăți. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știri! Sunt Mihai Arsenie. Spunem Eli este prima novelă grafică din România care abordează un subiect dur, acela al abandonului, izolării și abuzurilor. Scrisă și ilustrată de către Dan Ungureanu, cartea ne introduce în lumea lui Eli, de fapt în lumea a mii și mii de copii abandonați în instituții rezidențiale, deveniți ulterior adulți, majoritatea cu dizabilități. O lume invizibilă pentru mulți dintre noi, deși de multe ori doar un zid ușor de trecut ne desparte. Povestea urmărește evoluția personajului de la copil lăsat în grija statului la adult capabil să se întrețină de unul singur și activist pentru dezinstituționalizare și pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Fiecare capitol se bazează pe interviul luat de către autor lui Eli, urmărind în ordine cronologică episoade marcante din viața acesteia. Primele amintiri din școala specială, mutarea dintr-o instituție în alta, viața în comunitate, greutățile adaptării la permanentele schimbări. Lansarea va avea loc în prezența personajului principal, Eli Moldovan, și a prietenilor acesteia, în data de 27 octombrie, la Timișoara. În aceste zile se desfășoară la Lugoj Cupa Ana Lugojana, care aduce împreună peste 100 de sportivi cu dizabilități din România și Ungaria. Competiția este organizată de Clubul Sportiv Maraton 93 Lugoj. În cadrul programului se desfășoară probe de atletism, șah și bowling, iar astăzi, la sala de sport Lavinia Miloșovici, se desfășoară întrecerile la tenis de masă.
Clubul sportiv al handicapaților fizic, Maraton 93, s-a înființat în 1994 din dorința unui grup de persoane cu dizabilități de a se afirma prin sport. Motoul clubului este: dacă vrei, poți. Scopul lui este crearea condițiilor sporturilor de agrement și de performanță pentru orice persoană cu handicap fizic. Sportul ajută la dezvoltarea independenței de mișcare, a unei mai mari autonomii și a încrederii în forțele proprii. Fotograful pe care îl veți vedea în reportajul următor s-a născut fără mâini și fără picioare. Imaginile sale însă vorbesc de la sine. Zulcarnain nu are degete, dar își folosește gura pentru a lucra cu un aparat fotoprofesional. El și-a înființat propria companie pentru a gestiona comenzile pe care le primește. Nu vreau ca oamenii să vadă imaginile mele și să se gândească la faptul că sunt o persoană cu dizabilități. Eu vreau doar să vadă creativitatea mea, a spus Zulcarnain pentru Al Jazeera. Apropiații fotografului spun că tânărul este o sursă de inspirație pentru oameni și demonstrează că orice luptă poate fi depășită cu o motivație suficientă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Sunt Mihai Arsenie, rămâneți cu noi. Fără vă jucați, continuă la TVR. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, fără prejudecăți, continuă la TVR. Alături de mine a sosit Nicoleta Vaia Nidelea. Îți mulțumesc, Nicoleta, că ești alături de noi. Te salut! Bună ziua, cu multă plăcere. Mi-am dorit foarte mult să ajung. Iată că acest lucru s-a și întâmplat, din fericire. Doamna mastocitoză sau doamna cromoglicat. Așa ești cunoscută în cercul pacienților care au această boală. Dă-ne, te rog frumos, câteva detalii. Spune-ne, ce, în primul rând, ce înseamnă mastocitoza și cum se manifestă ea. Reprezint de 9 ani de zile această boală și pe oamenii cu această boală în România. Denumirea de doamna mastocitoză este cea sub care sunt cunoscută în primul rând în Ministerul Sănătății. Mastocitoza reprezintă un grup eterogen de boli, este o boală hematologică, rară, oncologică, în care niște celule din sânge numite mastocite au o mutație pe cromozomul 4, fiind celule clone, mutante, pleacă din sânge în organe, unde prin înmulțire produc metastaze. Simptomele cele mai cunoscute sunt prin degranularea mastocitelor, practic în momentul în care are loc un traumatism sau interacționezi cu un stimul de natură să facă mastocitele să degranuleze, ele eliberează histamină. Și sunt bronhospasm, flushing, șoc anafilactic, edeme, în unele cazuri tahicardie, colaps. Depinde, pot fi de la simptome ușoare până la deces. Tu cum ai aflat că ai această condiție? În 1995 a fost ultimul an în care am luat cromoglicatul de sodiu, dat de medici mie încă din 1980. În 1995, fiind prea ieftin, a fost delistat. În 1996 am început seria șocurilor anafilactice, însemnând colaps injectomat de adrenalină. M-am dus prima dată la psihiatru, m-am rugat frumos să fiu nebună, dar nu mi-a ieșit. Am fost, cred că, singurul pacient care și-a dorit asta. După 14 șocuri anafilactice și o moarte clinică, la modul real, și din corp, toate etapele prezentate în mai multe locuri în care am citit, doamna doctor Irina Bucur și domnul doctor Horia Bumbea din București m-au pus să fac analizele specifice mastocitozei și s-a constatat nu numai că am mutația prezentă, am toți marcării posibili în mastocitoză prezenți și am o formă extrem de rară, mastocitoză sistemică asociată cu anafilaxii recurente multiple. Ce adică, înseamnă asta? Adică? Asta înseamnă că fără cele 16-22 de pastile în funcție de felul în care mă simt zilnic, tot ceea ce mă înconjoară pentru mine poate reprezenta un factor de degranulare care să mă poată duce în șoc anafilactic. Asta nu te-a împiedicat niciodată să duci o viață normală? Nu te-a împiedicat să ai un copil?
Sau ai făcut de așa natură? Nu chiar normală, lasă, că am plecat eu din UPU de la Târgu Mureș cu gâtul în ghips să mă duc la off-road, dar am meritat. Mă mai cațăr, mă mai duc prin peșteri, mai fac și off-road, mai dorm prin refugii de munte. De când am aflat, chiar râdeam, am făcut o casă, un copil și am mai făcut o facultate. Nu, nu. În primul rând, mi-a spus, la un moment dat vorbeam cu Adrian Păduraru și mi-a spus, zice, gândesc la fel de pozitiv ca tine, numai că eu nu-s bolnav. Și atunci mi-a zis, bă, stai puțin, că nici eu nu-s. Nici eu nu sunt bolnav. Ca să fii bolnav înseamnă că boala e în fiecare celulă ta și îți controlează viața. Eu nu-s nici cum. Eu am o relație foarte mișto cu mastocitoza. Am convenit că este ca o căsnicie, nu pot să divorțez. Ca atare, eu zic că trebuie să ne înțelegem bine. Lăsând gluma la o parte, în momentul în care am fost diagnosticată, n-a fost nici moment de depresie, n-a fost nici... a fost doar momentul, ok, ce pot să fac? Primul lucru a fost să învăț germana, la nivelul de a deveni bursier al guvernului german. Pentru că cei care au standardizat boala la OMS sunt nemți. Deci pentru această boală am învățat limba germană. Am luat legătura cu cei de la Charité Berlin, cu Frank Siebenhaar, de care mă leagă o frumoasă prietenie până în momentul de față și sper să continue. Și am început să-i strâng pe toți cei cu mastocitoză din România. Să le povestesc. 127. În momentul de față. Să le povestesc. Să le spun, uite, ok, ești un om normal. Spune-mi povestea ta, eu îți spun povestea mea, ca să ne găsim drumul comun. Să mergem împreună. Pur și simplu le-am întins o mână. Uite, asta e mâna mea. Dă-mi mâna ta. Nu e singur. Și a doua etapă a fost să fac o rețea de medici care să știe câte ceva despre boala asta, pentru că eu însă mi-eram să fiu ucisă de două ori în UPU. Pentru că oamenii nu știam ce au și simplu motiv să spună ungarou îți dublează mâna. Mi s-a întâmplat. Și am continuat paralel cu aceste două lucruri. Bineînțeles că m-am lovit de cromoglicatul de sodiu, singurul medicament din lume dat de 30 de ani în mastocitoză, care lipește mastocitele de locul unde se află. Este acela. Ceea ce exact. Am în mână, această cutie pe care tu ai adus-o cu tine astăzi. Da, la pe care urmează să o donez. El ne dă o speranță de viață de 70 de ani, care e și speranța OMS. O calitate a vieții în urma sondajului făcut între pacienții cu mastocitoză între 80 și 91%. Iată, ești funcțional, și o stabilitate emoțională care e foarte importantă. Prin degranularea mastocitelor se eliberează histamina care interferează cu neurotransmițătorii, astfel încât tu poți să fii calm acum, peste 2 minute poți să plângi, peste alte 2 minute poți să râzi. Este un disconfort emoțional. De unde asocierea sau cel puțin întrebarea dacă cumva nu există manifestări în zona psihiatrică, adică diagnostic diferențial, motiv pentru care cred că la un moment dat medicii ar putea să confunde această afecțiune. Înțeleg că nu e așa vizibilă la primul contact cu avem PTP noi. Avem PTP noi. Problema mea pe care am investigat-o, sunt un om onest, a fost teama de psihizare. În momentul în care ți se spune că poți să fii alergic la BCD, chiar dacă la F nu ești alergic, corpul tău reacționează pavlovian și determină o reacție de tip pseudoalergic. Și atunci se exclude. Nu este nevoie de psihiatru, este nevoie de psiholog, pentru că practic te trezești în viața ta, dar în altă viață. Sunt un om care mă încățără la liber. Ca să pot să-mi desfac sticla de apă, am nevoie de ajutor. Să faci trecerea de la cea care susținea toată greutatea în stânci, avea hău de desubt, la cea care cu aceleași degete nu poate să-și desfacă o sticlă de apă, o poți face doar cu umor. Nu știu, poate fi și negru, dar nu contează. Dar în spate vedem un mesaj extraordinar, un mesaj pozitiv, acela de a nu renunța, de a merge mai departe. Nu mai de a nu renunța, pentru că mesajul meu, practic, nu este de a nu renunța. Vezi tu, eu am avut șansa să lucrez cu Andrei Gheorghe. Și Andrei Gheorghe a spus atât, s-a uitat la mine și a spus, în tot ceea ce faci trebuie să fii cel mai bun. Și la un moment dat făceam mișto și zic, bă, cum să fii cel mai bun într-o boală? Poți să fii cel mai bun în tot ce vrei tu, dar cum sărăcia să fii cel mai bun într-o boală? Și am încercat și cred că să ai și un răspuns. Exact. Poți să fii cel mai bun într-o boală, nu punând boala în față,
ci aducând mesajul tău în urma experienței cu boala. Povestea mea este asta. Dacă în povestea mea tu te regăsești, înseamnă că eu pot să-ți dau ție ceea ce ai nevoie în momentele tale dificile. Este adevărat că lupta asta de a introduce cromoglicatul de sodiu în lista medicamentelor compensate m-a făcut să fiu uneori agresivă, uneori să fiu acidă, uneori să stau să plâng, să am coșmaruri, să nu înțeleg de ce un medicament care costă 50.000 de euro pe an pentru toți nu este introdus în listă de 9 ani, pierzându-se 12 milioane de euro de la buget, în timp ce ne dau citostatice de 1.400.000 de euro pe an, care ne dau o speranță de viață de 4 ani. Nicăieri în lume nu e așa. Mi se spune că nu are indicație în prospect. Am adus indicație în prospect. Mi se spune că nu vor să o ia în considerare pe aia. Ok, that's off label. Adică nu are indicație în prospect. Mi se spune că nu au legislație. Dar 90% din citostaticele pe care ni le dau off label. La un moment dat, cineva de la Agenția Medicamentului s-a uitat în față și mi-a spus: până la urmă ești un număr și dacă o să crăpi, asta este. Zeci, poate sute de interpelări pe care le-ai făcut în nume personal, dar și în numele Asociației Suport Mastocitoză România, pe care o reprezinți la Ministerul Sănătății, la diverse alte foruri care ar trebui să răspundă. Cum stau lucrurile? Lucrurile stau în felul următor. Fiind blocat absolut complet în țară, pentru că eu sunt un om care refuză compromisul. Aici este vorba de viața unor oameni. Am tras linie și am constatat că pe umerii mei stau 127 de oameni. Telefonul meu Doamna mastocitoză. Telefonul meu se închide la 12 noaptea. Ultimul mesaj primit aseară: te implor, mai am două cancere, îmi cresc doi copii singură. Alt mesaj primit ieri: cum îmi strâng copilul în brațe pentru că se umflă. Și la un moment dat am închis telefonul și am spus: ok, ce pot să fac? Dacă eu fac o nouă donație, după fiecare donație mă duc la Agenția Medicamentului, îmi cer frumos iertare că am făcut o donație, că e la limita legii, n-am voie să fac. Ei îmi spun că distribui, atunci eu juridic spun: știi, nu distribui, de fapt donez eu din medicamentele personal fiecărui bolnav. Tu înțelegi că în România eu țin în viață 127 de oameni și îmi cer iertare de la autorități că îi țin în viață? Ultima reclamație a fost că am distribuit cremele de cromoglicat și nu am scris numele fiecărui pacient pe creme. Asta după ce ai reușit să convingi o farmacie să te ajute, după ce ai venit cu banii necesari. Tot, după ce am venit cu banii necesari. Și atunci i-am spus domnului ministru, care a fost excepțional, și am spus: oameni buni, eu mă culc la 12 noaptea, când soțul și copilul meu s-au culcat, eu mă apuc și fac pachete și distribui cremă și cromoglicat. Nu-mi cereți să scriu pe fiecare numele, pentru că uneori durerile sunt groaznice și eu se dau anestezice în durerile din mastocitoză. Eu am și o altă boală foarte rară. Nu pot lua decât paracetamol. Haideți să convenim calea de mijloc cumva. Fiind blocată în țară, atunci am încercat să ies afară. Într-un an de zile, alături de Germania și Suedia, sunt membră la The Mastocytosis Society, cel mai înalt for de mastocitoză din lume. Nu numai că sunt membra, dar cunoscându-mă de 10 ani oamenii, mi-au spus: mai este valabilă oferta să facem un centru de boli rare pe mastocitoză la voi? Cum să nu? Și se va face acum, dar direct acreditat la rețeaua europeană de boli rare. Și mi-au dat drept de copyright. Exact. Ai adus și pliantele acestea care... Cel verde este protocolul internațional de urgență mastocitoză, este vital. Avem drept de copyright, celelalte două sunt pliante pentru aparținători și familie. Sunt documente redactate de primii 10 specialiști din lume în mastocitoză. Ca tu să ai drept de copyright înseamnă să ai girul încrederilor, înseamnă un dosar pe care l-am încheiat pe 31 decembrie la ora 20, lucrând cu domnul conferențiar universitar Horia Bumbea. Pe lângă acestea, este această brățară de urgență, da? Pe spate scrie mastocitoză și medicamentele interzise, a salvat deja câteva vieți până acum
și are o poveste în spate. În afară de pliante și brățări, cremă cu cromoglicat, donații cu cromoglicat, pregătesc acest centru care urmează să fie la nivel european împreună cu medicii, s-a constituit rețeaua. Acestea sunt proiectele. Cromoglicatul este o frână, este o piatră de moară de picior. Eu gândesc la nivel mare. Și ești ajutată, iată, se pare, de organisme internaționale, mai puțin. Sunt membre EuroRDIS, dintre asociațiile de mastocitoză din Europa. Membrii EuroRDIS sunt doar Germania și Marea Britanie. Eu cred că zice ceva despre ceea ce fac. Eu cred că spune ceva despre ceea ce sunt. De ce autoritățile nu aud acest mesaj? Autoritățile nu aud acest mesaj pentru că ele vor să audă ceea ce vor ei. Am fost umilită la negocieri să fie chemat un părinte cu o anumită asociație făcută doar pentru copilul lui, care a cerut o anumită sumă de bani, absolut în mod aberant la televiziune, care a spus: sunt de acord cu autorizația de nevoi speciale, dați-mi-o. În momentul ăla, în mintea mea, a avut loc o explozie. În mintea mea, juridic vorbind, prin ceea ce acea doamnă absolut inconștientă a spus, a trimis la moarte 126 de oameni. Autorizația de nevoi speciale e o struță comilă, nu există decât în România. Ce este această autorizație? Deci este ceva de nu-ți vine să crezi. Scrie în articolul 699 din legea 95/2006. Dacă situația medicală este una de natură să-i pună în pericol viața bolnavului și este de urgență, atunci se admite aducerea medicamentului contra cost în țară. Serios? Deci n-ai acces la el decât cu bani. Dar, repet, situația este de urgență, de natură să-i pună în pericol viața. Ori, genul acesta de matrapaz lucruri, că până la urmă asta este, tu te duci, ei practic aduc pe cineva care decide doar pentru o singură persoană, spune: noi vrem ca voi, deci ok, n-a fost... Am fost pus în situația de a scrie tuturor producătorilor de cromoglicat din lume să nu accepte ANS-ul din România. Și n-au acceptat. Îi refuză. Și am spus: nu acceptați, pentru că dacă acceptați, aduceți 30 de cutii, niște oameni vor muri uitându-se că nu și le pot cumpăra. O situație de-a dreptul aberantă. Și știu că adesea pui pe pagina ta de Facebook, pentru că primești mesaje de la medici uneori, chiar seara sau în orice timp al zilei, urgent, am nevoie de un medic acolo sau acolo, pentru că există un bebeluș într-un spital, sau ai devenit cumva așa un fel de legătură între medici, între părinții care se lovesc de această situație. Și e totuși extraordinar faptul că deja cadrele medicale știu cine e și apelează la tine, da, chiar, la nivel național. Chiar am fost sunată zilele astea de doi pacienți de la unor medici pe care nu-i cunosc, de-a cărora vreau să le mulțumesc, care a spus: la dumneavoastră pot găsi cromoglicat. Sunt două exemple extraordinare care îmi vin în minte. Unul pe 31 decembrie cu zăpezile, celălalt pe 7 ianuarie. Când am sunat la ora 23 pe 31 decembrie și la 7 dimineața pe 7 ianuarie, că mor un copil și un bolnav cu mastocitoză. Sunt niște oameni care nu mă refuză niciodată. E o rețea în spatele meu. Orice a zice, fără ei n-aș putea face. Pot să spun cine sunt. Cel care este președintele de onoare al Asociației Spor Mastocitoză România, domnul ministru Dodo Sândesc, Dorel Sândesc, care este îngerul nostru păzitor, domnul conferențiar universitar Horia Bumbea, Raed Arafat, domnul ministru Nicolae Bănicioiu, sunt cei care mă ajută. Extrem de percutant la tot ceea ce am solicitat a fost domnul ministru Florian Bodog. Când cineva a fost într-o situație dificilă, doamna doctor Alice Grasu de la ambulanță, care de fiecare dată mi-a ascultat doleanțele, și apoi sunt medicii senzaționali din rețeaua de mastocitoză, din comisia de mastocitoză, doamna doctor Oana Clătici, Irina Bucur, Adriana Diaconeasa, care este senzațională, Camelia Berghea, doamna doctor Anca Coliță, doamna doctor Polian Aleru, care iată ne reprezintă la congresul de mastocitoză, doamna doctor Nadia German din Cluj, întotdeauna foarte deschisă la ceea ce înseamnă mastocitoză și încercând să vină în ajutorul nostru. Este o rețea, este doamna doctor Violeta Perlea,
Este o rețea de oameni extraordinari, inclusiv pe expertiză medicală, pe evaluarea capacității de muncă. Am încercat să găsesc pe cineva și am găsit pe doamna doctor Ioana Soare. Este un mesaj extraordinar pe care tu îl transmiți și iată, de fapt, al unei echipe, exact cum spuneai, unei rețele care stă în spatele tău și te ajută. Și am rămas cu acea idee în minte, eu nu transmit mesajul bolii, eu transmit mesajul unei experiențe prin care am trecut și care poate să ajute alte persoane care trec acum prin ce am trecut eu. Cred că asta e probabil și calea prin care tu reușești să ai o viață absolut în regulă, ai reușit să devii mamă. Da, am avut indicație de avort 100%. N-ai renunțat, nu te-ai terminat? Am dat declarație notarială că renunț, nu sunt de acord cu avortul și mi-asum riscul de deces în sarcină și la naștere. Am trăit 29 de săptămâni numai cu perfuzii, mi le puneam la picioare. În timpul sarcinii am fost bursiera guvernului german și m-am dus la Hamburg. Nu, e real. Și îmi puneam în camera de hotel perfuziile. Aici este vorba de cum ai privit psihic. După care a urmat momentul nașterii, care lipsa medicului meu, care era în concediu. Au fost 117 ore de travaliu. S-a întâmplat în România? În România am leșinat de durere de mai multe ori. I-am căzut în genunchi doctorului să-mi facă cezariană. Doctorul mi-a spus, anestezist atunci, că a făcut transferul la Giulești. Prima dată în viața mea m-am prins de pat, țin minte, și am început să mă rog cu voce tare că nu plec la Giulești. Am născut. Au zis să nu mi-l arate, că o să moară. Atunci a fost botezat cu apă curată în sala de nașteri, botezat după aia în incubator. Copilul meu a ieșit din reanimare pe 18 august. Pe 16 august, dacă aș fi acceptat transferul, la Giulești, când a luat foc, ar fi fost acolo. Fantastic, ce șase poveste. Luni de zile nu am dat drumul la aragaz. Am refuzat. Ai simțit că nu e... Da, am simțit o stare de pericol. În momentul în care mi-a spus te așteaptă jos salvarea, am simțit o stare de pericol, inexplicabilă. A urmat 23 de ore în care am leșinat de 7 ori de durere, în care am simțit că îmi crapă inima. După ce am născut am stat în comă, pentru că nu au avut voie să-mi facă calmante. Când m-am trezit am văzut peretele că era mușcat de mine. Mușcasem din zid, efectiv. După aia a urmat o luptă de 7 ani. Copilul meu e singurul salvat din România cu boala lui. Îmi dat 26.000 de euro. Am vândut-o din casă, am avut 2 joburi. Copilul meu nu știe că a fost bolnav. I-am transmis permanent mesajul că suntem aici pentru că cel mai bun prieten al nostru, Semaca, lucrează aici, adică genialul Ovidiu Limoncu, șefă de secție, doamna doctor Anca Coliță, și este vindecat, are IQ de dezvoltare 183, este un supradotat ca oricare alții. Wow. Este o poveste care ne-a învățat că iubirea este mai presus de orice. Între două ieșiri din spitale urmau 2 audiențe la ministru pentru cromoglicat. Am mai obținut între timp o bursă a Ministerului de Externe german. Adică, și să știi că acum mă gândesc că eu cred că mai vreau să fac niște schimbări în viață. Dar aș vrea să transmit ceva părinților copiilor cu mastocitoză. Este o invazie de parentering în momentul de față. Orice îi face, sigur cineva are un curs care să-ți spună efectiv cum să-ți crești copilul. Este un comerț. I-aș ruga foarte mult pentru că și dacă n-ar avea mastocitoză, fiecare copil este unic. Acele cursuri se adresează unei mase de consumatori. Copilul nu face parte dintre ele. Un copil cu mastocitoză este un copil foarte inteligent. Nu mă întreba de ce. Media IQ-ul lui la copiii ăștia e 124. Nu știu de ce, este peste medie, dar sunt teribil de inteligenți cu toții. Este un copil căruia nu ai voie să-i dai o palmă pentru că degranulează mastocită. Este un copil extrem de sensibil.
este un copil cu o mare capacitate de a sintetiza, o mare capacitate analitică. Este un copil care trebuie învățat să se iubească așa cum e. Și asta nu face niciun curs de parentering. Uite-l. El este masti. Ne-am chinuit 2 săptămâni adulții. Bă, dar ce simbol să avem? Care venea cu o mastocită? Care venea cu o hematie? Care venea cu tot sistemul? Zic, bă, fiți atenți, hai să-i întrebăm pe copii. După 10 minute, un dalmațian. The best. Dar cum să se cheme? După 10 minute tot e vin masti să se cheme. Zice, să-i schimbăm petele, zice, că ale noastre sunt maro. Îți place? E o poveste care poartă și mesajul acesta extraordinar pe care tu îl transmiți și care, repet, nu e mesajul bolii, e mesajul unor oameni care au trecut probabil prin cele mai grele experiențe de viață. Păi avem o prietenă cu mastocitoze, noi nu suntem membri ai asociației, noi suntem o familie, care a escaladat fața nordică a Matterhornului. Wow. Da, avem oameni care au permis de submarin, permis de pilot, suntem juriști, suntem medici, suntem profesori universitari, suntem bibliotecari, asistenți medicali, cam așa suntem. Dovada vie a faptului că există speranță și încredere dincolo de orice diagnostic. Nicoleta Vaianidelea, îți mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ai fost la Fără Prejudecăți, o notă extraordinară, o notă super pozitivă care ne umple sufletul și ziua. Mulțumesc foarte mult! Și eu îți mulțumesc și vreau să rămâi cu acest mesaj pe care vreau să-l transmit tuturor și îl transmit în fiecare zi. Bucurați-vă că e frumos! Bucurați-vă că e frumos, doamnelor și domnilor, vă spun și eu în încheierea ediției de astăzi a emisiunii noastre Fără Prejudecăți. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Să aveți o seară excelentă! La revedere!